Ieri la BS1 TV a avut loc o nouă emisiune omagială cu subiectul odelor adus direct în studio. Desigur, e vorba despre președintele nostru, mult iubitul și stimatul Traian Băsescu. Ei bine, nu insist, dar la final a fost chiar amuzant, căci Băsescu ne-a spus ce așteaptă de la Ponta și Antonescu. Le-aș dori să fi făcut pentru România cât am făcut eu, dar deocamdată doar distrug. Le-aș dori mult să poată spune când își termină mandatul că au făcut cât am făcut eu pentru România. A, nea Traiane, doar atât vrei, bre, să facă mai mult decât ai făcut tu? Păi acum, serios, nu, hai să o luăm așa. Ce ai făcut tu, bă, în 10 ani? A? Nu, serios, vreo reformă adevărată n-ai făcut. Vreo realizare de-asta economică, ai construit vreo autostradă, nu în 10 ani, în 25, că ai fost și ministru la transporturi, a? Nu. Ai făcut totuși ceva care să rămână, ceva care să dăinuie. Da, mărea Traiane, hai că ai făcut, eu recunosc. Ți-ai luat 290 de hectare la Nana. Asta e ceva durabil, mă. Iar ăștia doi n-au cum să facă așa ceva, pentru că ei n-au copii notari cu afaceri cu Gazprom, care să ia credite de 1 milion de euro de la CEC. Deci aici i-ai bătut clar. Și ai mai făcut ceva unde nici Antonescu și nici Ponta nu te pot depăși, nea Traiane. Da, păi dacă ai vinde matale toate sticlele pe care le-ai golit într-o viață, ai achitat de pe acum mare parte din creditul ăla pentru teren.